Bun găsit tuturor la horoscopul dragostei lunii septembrie. O lună în care suntem și raționali. Ne asumăm responsabilități, cel puțin în prima jumătate, până pe 14 august, septembrie. A rămas la august, ce să faci? Deci până pe 14 septembrie, Venus, planeta iubirii, tranzitează semnul Fecioarei. Și asta ne predispune la o doză ridicată de realism, responsabilitate, asumarea acțiunilor pe care le facem în dragoste. Și vom vedea multe semne zodiacale care pun piciorul în prag și spun că nu mai pot continua în relații neproductive. După 14 septembrie, când Venus trece în semnul balanței, în zodia pe care o guvernează, vom căuta să găsim echilibru în relațiile noastre și va fi loc mai mult de comunicare, negociere, compromis chiar. Dar cel puțin în prima parte a lunii septembrie vom fi realiști și vom lua o doză foarte serioasă de maturitate. De unde până unde vrem să mergem și ce dorim să facem. Așa încât să vedem ce se întâmplă pentru fiecare semn zodiacal. Și înainte de a trece la analiza horoscopului dragostei, fac anunțul pe care l-am făcut și la horoscopul lunii septembrie. Noul meu cont de Instagram este Good Life Vibes for You, este în descriere, deci Good Life Vibes for You. Și dacă doriți să mă găsiți pe Instagram, acolo mă găsiți, nu în altă parte, pentru că a mai existat și un vechi cont și toată lumea s-a dus în vechiul cont și au început să apese butonul follow. Nu. Good Life Vibes for You este contul unde îmi puteți vedea postările de pe Instagram. Și horoscopul dragostei lunii septembrie. Berbec. Luna septembrie e un moment în care chiar vei lucra tema dragostei. Chiron, marele vindecător, se află în retrogradare, în semnul tău zodiacal. Această retrogradare ține până în octombrie. Și în septembrie, Chiron chiar se află față în față cu sectorul dragostei. Și vei lua niște decizii foarte importante privind relațiile tale sau dacă ești singur, poți să întâlnești pe cineva. Vezi că va exista și un factor declanșator al poveștilor tale de conștientizare, de revitalizare, de a relațiilor, de maturizare și abordare înțeleaptă a dragostei. O femeie este triggerul. O femeie reprezintă butonul pe care se va apăsa de către degetul destinului ca berbecul să fie zgâlțit și să conștientizeze lucruri. Indiferent dacă ești femeie sau bărbat berbec, indiferent dacă ești femeie sau bărbat care are ascendentul în semnul berbecului. Deci, în dragoste te maturizezi, clarifici lucruri. Și ai să gândești extrem de rațional și ai să fii extrem de lucid în deciziile pe care le iei referitoare la cuplu sau la începerea unei relații. O lună foarte interesantă, un pic dură, nu e simplă, dar în sfârșit, după foarte mulți ani, ai și tu capacitatea să vindeci. Ai ajuns în punctul de maturitate. Și ai ajuns în punctul de experiență vis-a-vis de relații în care poți și tu să-ți iei deciziile cum trebuie, pentru tine, în direcția potrivită. Taur. O foarte mare susținere pe semnul Taurului prin Uranus, planeta adevărului și a surprizelor.
în septembrie. Și asta am spus-o și la horoscopul general al lunii septembrie, repet și aici. Doar că în ceea ce privește dragostea, ai ocazia, pe de o parte, să privești realitatea în față, să conștientizezi punctul în care te afli. Dar în același timp, indiferent dacă ești într-o relație sau nu, în luna septembrie apare ceva, fie din trecutul acesta, da? Deci cineva din trecut te caută, fie se activează o poveste karmică, ceva, un tipar pe care l-ai mai experimentat și pe care acum trebuie să îl trăiești și să îl corectezi. În luna septembrie, taurii întâlnesc persoane noi, față de care poți să manifesti sentimente sincere, adânci, profunde. Nu e nimic grav, nu este nimic care să-ți spun, ai grijă, nu te băga în poveste. Vezi că zonele unde poți întâlni pe cineva sunt prin intermediul serviciului sau în cadrul unui eveniment social. E o lună interesantă, nu ai restricții, în schimb vei experimenta niște trăiri total deosebite și vei lua niște decizii, poate pentru ochii altora anapoda, pentru sufletul tău însă foarte bune. Experimentează și du-te în zona de a trăi povestea de iubire. Nu încerca să te pliezi după ce zic alții, ci ascultă-ți nevoile tale. Gemeni. În luna septembrie, gemenii deschid astrograma, ascendentul hărții lunii septembrie. Este pe semnul tău zodiacal. Și asta înseamnă că trebuie să te afirmi în dragoste, trebuie să iei inițiativa, preia lucrurile în mâna ta, condu dansul, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Tu trebuie să hotărăști regulile jocului în septembrie, bagă-ți asta bine în cap, foarte bine în cap. Ești foarte bine susținut pe comunicare. Dar vei avea și dreptatea și adevărul în mână. Și dacă partenerul sau partenera ta încearcă să joace la dublu sau încearcă să profite de pe urma ta, de bunăvoința ta, de disponibilitatea ta, de relațiile tale, ai să fii extrem de drastic sau ar fi de dorit să fii drastic, serios în deciziile tale și hotărât în deciziile tale. Este un moment foarte important pentru semnul tău zodiacal, să te impui în iubire, să te impui în dragoste, să iei decizii. Pentru că până acum ai cam fost dominat sau erai cel care spunea, da, hai să fim fluturașii care zboară pe câmpii. Acum te maturizezi și impui un nou ritm relației și faci noi reguli ale jocului și chiar și dacă ești singur, s-ar putea să-ți ridici standardele și te aplaud. Deci bravo, felicitări dacă faci asta, pentru că ai să vezi, cu cât ridici standardele, cu atât relațiile vor fi mai de durată, mai bune, mai productive. Da? Deci, tare, pe ei, nu lua prizonieri. Rac! Foarte interesant. Luna, planeta emoțiilor, guvernează semnul racului și atunci când pe semnul racului nu avem foarte multe aspecte, deci racul e activ pe zona financiară, o să vorbesc mai multe acolo, dar când nu ai aspecte pe rac, te duci pe guvernatorul zodiei respective să vezi ce informații poți să iei într-o analiză, într-un horoscop, într-o consultație. Și se așează la masă, imaginea racului și a dragostei este exact ca în filmele alea cu cowboy, în care cei doi cowboy sunt pe strada principală a unui oraș din vestul sălbatic și stau față în față și coboară mâna așa foarte artistic spre pistoale și se pregătesc de duel și vor trage focul de armă. Exact cam așa este, pentru că harta lunii septembrie pune luna în opoziție cu Chiron, Marele Vindecător, și sunt ca doi câini față în față.
ok, luna este în fecioară, asta e altă poveste, pe noi ne interesează că luna guvernează semnul tău zodiacal. Și în dragoste o să vezi că se schimbă foarte mult vibe-ul și energia ta. Și în dragoste o să vezi că ai să preiei de la berbec. N-aș spune țăcăneala berbecului. Berbecul este un semn foarte direct, extrem de impulsiv. Deci dacă ați avut berbeci în preajmă, știți cum sar ăștia și fac. Decât doar dacă e un berbec ciudat care are multe pe apă sau pe pământ ar fi mai calm. Dar altfel nu ciudat în niciun caz. Deci, dacă ar fi mai domol, dar berbecul ca esență este un semn direct cu care nu negociezi. Apa din brac, pe de altă parte, este mai mult pe varianta hai să analizăm, hai să ne gândim, hai să găsim punctul sensibil să atacăm. Nu. În luna septembrie, în dragoste, dacă vrei să faci ceva productiv pentru tine, adoptă comportamentul berbecian. Nu mai îți pune un miliard de întrebări pentru că ai să mor cu întrebările în mână. Nu mai sta pe gânduri și analiza și stai să vedem, să prindem momentul potrivit, că niciodată nu o să fie momentul potrivit. În schimb, acum, trebuie să acționezi. Dacă ai dubii în relația ta, du-te și confruntă-te cu partenerul și spune, uite, eu am o problemă, hai să ne lămurim. Ai vreo curiozitate, ia telefonul în mână și uită-te ce are persoana aceea întrebare. Dar nu e o rușine să cauți. Uneori, dacă ai prea multe întrebări chinuitoare, vrei să clarifici. Și o să fie niște discuții directe și poate uneori enervante, dar extrem de folositoare în sensul că pui ordine, nu o să mai stai în zona de nu știu unde mă aflu și nu știu ce vreau. Iar în poveștile de iubire, dacă ești singur și îți cauți o relație, păi frate, ieși din casă, du-te și te distrează, ce face berbecul? E semn de foc, el arde tot în jur, e în club toată ziua, bine, nu toată ziua, dar e în club, se distrează, dă totul pe una când e momentul distracției. Cam asta ar trebui să copii de la acest semn zodiacal. Ieși, fii public, interacționează cu oamenii, pentru că numai într-un grup social, numai afară din casă, ai să poți realmente să ai o relație, pentru că dacă stai, știi, țâca-țâca la calculator și butonezi acolo, da, ne iubim pe net. Și care-i povestea? Că până la urmă ai nevoie să-ți pună cineva becul în sufragerie acum, nu X de la un miliard de kilometri distanță din altă galaxie care îți spune, da, eu mă pot uita cum schimb becul. Nu, nici vorbă. Ai nevoie și tu de ceva concret. Go get, știi cum se zice în engleză? Du-te și pune mâna pe poveste. Leu. Leul și dragostea în luna septembrie. Ești mult mai matur, mult mai stăpân pe tine și cumva faci curățenie. O să te debarasezi foarte rapid de partenerii de iubire care sunt plângăcioși, profită și manipulatori. Nu o să mai stai la discuții prea mult. Nu o să mai accepți orice. Și cumva e un semnal de alarmă, un avertisment, nu e un semnal de alarmă, e un avertisment pentru zodiile care sunt în relație cu tine. Zodiile care sunt partenerii tăi de iubire. Pentru că dacă până acum au profitat și au apăsat pedala de accelerație la nesfârșit, uite că se cam întoarce foaia și leul începe să pună condiții și leul începe să facă ordine și leul începe să aibă pretenții și leul începe să se uite puțin și să analizeze. Și multe se schimbă în dinamica relațiilor tale de iubire pentru că soarele trece prin fecioară și fecioara nu are timp de hai să ne gândim și să facem amor și pe urmă mai vedem. Fecioara te întreabă, avem mâncare în frigider, e curat în casă, copiii sunt spălați și culcați și după aia hai în dormitor. Da? Deci e mult mai practică. Și uite că leul devine practic peste noapte și ridică standardele și asta e foarte bine pentru că o să-ți rezolvi foarte multe probleme în zona dragostei dacă joci cu profesioniștii. Nu te duci în zona lui mie frică, dar dacă o să rămân singur, nu rămâi singur. Cum? Pe, pe o planetă cu 7 miliarde de locuitori, cum poți să rămâi singur? Asta e doar dacă vrei tu să rămâi singur. Deci schimbă puțin regulile și fă ordine. Asta e ideea în dragoste.
Fecioara, e luna ta și se întâmplă lucruri bune. Și în termenii semnelor de pământ, lucrurile bune echivalează cu a pune ordine. Și fecioara, în primul rând, în cuplu, e axată mult pe zona domestică. Trebuie să facem ceva pentru casă, trebuie să facem ceva pentru noi, trebuie poate să ne ocupăm de borcanele de zacuscă din iarnă. Oricare ar fi ideea, fecioara e axată pe casă. Bun, drăguț, frumos. Dar noi vorbim de iubire aici și dacă tu ești numai cu capul înspre ce trebuie să reparăm și ce trebuie să facem și nu avem bani și cum ne descurcăm, mai devreme sau mai târziu partenerul tău va exploda și ori va fi o ceartă, ori va pleca, ori va căuta pe alta. Și atunci, luna aceasta, să știi că e o lună provocatoare pentru tine, planeta dragostei, face niște aspecte de opoziție cu luna neagră și asta înseamnă căutarea identității personale. Și cum îmi exprim eu această identitate? Pentru că fecioara are capacitatea să meargă până în cele mai adânci detalii. Dar e foarte important pentru tine să fii mai deschisă către povești de iubire. Să mai activezi și relația de cuplu, că odată ce ți-ai atins obiectivul de a avea o relație, nu înseamnă că aceasta trebuie lăsată să stagneze, nu înseamnă că trebuie să lași lucrurile să fie doar așa. Este un moment în care e nevoie, și te avertizez, e nevoie să revitalizezi cuplu. Și nu aștepta din partea partenerului sau partenerei tale, ci tu trebuie să faci lucrurile astea. Și lasă un pic critica, lasă ordinea, lasă zona domestică. Nu e nimic dacă nu facem zacuscă anul ăsta, există supermarketuri de unde poți să cumperi. Glumesc, desigur, dar fă ceva pentru cuplul tău. Fă ceva să reactivezi, pentru că dacă nu faci acum, până în următorul septembrie o să se cam zgâlție relația ta. Și pe urmă o să-ți plângi de mine, aoleu, de ce se întâmplă? De ce mă înșeală? Dar oare de ce te înșeală? Crezi că oamenii înșeală așa că au gena de a înșela? Bun, există 1% această genă, da? Au 2-10%, dar nu toți fac asta. Ceva îi determină. Și atunci, dacă tu ești prea axată pe a ne plânge, nu te critic, Doamne ferește, dar doar subliniez niște lucruri. Dacă ești prea axată pe vai de mine și ce o să fie, normal că partenerul spune, da, mai lasă-mă, frate, în pace. Și atunci reactivează. Iar dacă ești o fecioară singură, vezi, luna asta nu prea ți-aș recomanda să te amorezezi sau să-ți propui să intri într-o relație, pentru că, în primul rând, ai de lucrat cu emoțiile tale. Și cumva să-ți faci o autoanaliză, dar și o autocritică vis-a-vis de, ok, am acest obicei prost, hai să-l îndrept, hai să schimb ceva. Dar dacă apare cineva, vezi că această persoană o să-ți ridice la fileu exact atitudinea ta, o să fie propria ta oglindă. Observă cum se comportă și observă zonele în care începe să te critique, pentru că dacă este vorba de oglindire, automat va veni la fileu și cu problemele cu care te confrunți. Și fii foarte atent, pentru că de acolo ai multe de învățat. Deci o lună plină de transformări pentru fecioară în dragoste. Balanța. Luna septembrie e o lună foarte bună pentru balanță, mai ales că de pe 23 septembrie soarele, planeta energiei și a vitalității, intră în semnul tău zodiacal și o să începem semnul zodiacal al balanței. Dar e o lună anul acesta în care Venus, planeta iubirii și guvernatoarea zodiei tale, tranzitează fecioara, așa s-a nimerit. Și înseamnă că balanțele își bagă mințile în cap. Până pe 14 septembrie vă recomand, asta e și motivul pentru care de foarte multe ori fac horoscopul, încerc pe cât pot și eu să-l postez mai repede, astfel încât să aveți timp să analizați, să gândiți, să fiți atenți la ce se întâmplă. Și e momentul să
faci ordine în relația ta, să analizezi cât de critic poți. Deci scoate criticul din tine la lumină și nu reproșa partenerului pattern-ul și comportamentul pe care îl are, pentru că știi cum e, tu l-ai crescut sau tu l-ai acceptat așa cum e, tehnele astea. Mai degrabă critică-te pe tine și fii într-o formă de autocritică, autoanaliză, autoevaluare a relației. Fă-ți un audit al relației de iubire. Pentru că acum, până pe 14 septembrie, acum, și chiar și din august, dacă prins horoscopul acum să-l asculți în august și nu e nicio problemă dacă l-asculți în septembrie, dar dacă l-asculți din august și mai bine, acum e momentul să acționezi. Acum este momentul să scoți din viața ta toate relațiile neproductive, relațiile de iubire și toți cei care sunt niște abuzatori și pe toți cei care încearcă să profite de pe urma ta. Deci e foarte, foarte important pentru balanță să pună ordine în relație. Da, și mai ales dacă ești dornic să faci o schimbare, vezi că în prima etapă s-ar putea să fie de a la lung, nu înseamnă că da, e doar temporar. Dacă ești singur sau dacă schimbi relația, s-ar putea să întâlnești o persoană mai în vârstă ca tine. Și bine, aici va fi alegerea ta dacă vrei să stai sau nu cu această persoană, că nimeni nu te forțează cu nimic, dar cumva această persoană s-ar putea să fie un profesor și care un profesor bun care să te învețe lucruri. Poate chiar să te învețe să spui nu mersi, eu nu vreau să stau cu așa cineva, cu astfel de om. Dar întâlnești pe altcineva care îți dă o lecție de viață vis-a-vis de relații. Și balanța experimentează lucruri noi, dar mai ales face ordine. Și asta e ceva de dorit, pentru că știi care e problema ta? Acum e între mine și tine ce o să spun, nu ne aude nimeni. Tu iei decizii, că tu bătut în cap nu ești cazul. Deci ești una din cele mai atente, tu ești negociatorul. Cum poate să fie negociatorul bătut în cap? Că el trebuie să fie atent la ambele tabere, trebuie să fie tot timpul acolo. Tu vezi care e problema, dar n-ai curajul să o pui în practică sau ești nervos, determinat, faci, dregem, și pe urmă te-ai desumflat ca un balon înțepat de un ac. E, și constanța și consecvența, acolo e problema la balanță, nu altceva. O să fac pentru Good Life Vibes, voi începe să filmez zodiile, dar din perspectiva mea, nu altora. Și o să mă gândesc dacă o să fac și în limba română, pentru că mă gândesc că poate o să ajute pe unii și din România. Și acolo o să vorbesc de consecvență la tine. Deci, ia fă tu ordine și noi suntem alături de tine și e timpul. E timpul. Că dacă nu faci tu ordine, până la sfârșitul anului pleacă el sau ea. Deci, așa că dacă e nepotrivit, dacă e potrivit, n-are niciun motiv să plece nicăieri. Deci, ordine. Scorpion. În luna septembrie, Scorpionul trece prin niște momente foarte interesante în dragoste, în care va alterna dorința de a experimenta, dorința de a încerca lucruri noi și barierele sociale, morale sau propriile tale bariere pe care ți le ridici. În luna septembrie, pe astrograma dragostei, casa 8-a, care e casa Scorpionului, este locuită de Saturn, care dă blocaje. Întotdeauna Saturn în dragoste sau când ne uităm pe o relație, știm că aduce o presiune și o responsabilitate. Retrograd. Apoi, nodul sud, karma, viețile anterioare sau experiențele trecutului. Și Pluton, guvernatorul zodiei tale, te interesează foarte mult acest Pluton care este chiar în casa 8, este în domicilii. Numai că în combinație cu Saturn apare dorința și mai ales dorința sexuală. Vom vedea foarte mulți scorpioni care vor avea un libido crescut. Și care se vor cenzura,
Sau situațiile de iubire vor fi de așa natură încât nu-ți vor permite să te manifesti cum ți-ai dorit tu. Și nici nu-i cazul să o faci. Ai grijă în luna aceasta să nu fii tu cel care inițiază o poveste de iubire. Să nu fii tu cel care dai tonul unei experiențe amoroase, pentru că o să fie consecințe. Acum e momentul în care tu înveți să rabzi, să aștepți și să observi. Indiferent dacă ești într-o relație sau nu, lasă-l pe celălalt să vină spre tine și dacă nu face nicio mișcare, nu nimic, ai mai multă răbdare. Săgetător. Ei bine, intuiția o să-ți joace feste și ai să spui că, mamă, partenerul meu sau partenera mea e rupt din soare, e cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai minunat, absolutul. Și pe urmă, piedestalul se crapă și totul se duce în praf și pulbere și este o lună în care săgetătorii în dragoste vor lua o porție serioasă de conștientizare, responsabilizare și maturizare. Ai să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ai să vezi situațiile și circumstanțele într-o altă manieră. Și este o lună în care va trebui să renunți la minciună și să te duci pe conștientizare. Nu te mai ascunzi de realitate. Nu că nu te mai ascunde. Nu ai să mai poți să te ascunzi de lucrurile absolut evidente. Și asta e foarte bine pentru că ai să știi unde te afli în relație. Ai să asculți în sfârșit nevoile partenerului. Ai să strigi din toți rărunchii ce-ți dorești tu de la el sau de la ea și dacă nu e dispus să te asculte, o să ieși din poveste. Nu o să mai stai. Pentru că nu se mai poate. Deci e o lună în care săgetătorul tratează adevărul dintr-o zonă de maturitate. Pentru că una este să vezi adevărul și să spui, da, bă, uite, așa e situația. Dar alta este să vezi adevărul, să-l conștientizezi și să vrei să pui în practică ceva, să schimbi ceva și să transformi ceva. Deci este o lună în care... în care săgetătorul face alegeri pentru sine și nu mai acceptă să fie călcat în picioare. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai o provocare în sensul că întâlnești un om cu un bagaj complicat, ceva ce nu-ți dorești și o să fie foarte interesant. Dacă ai să spui nu, mersi, eu nu mai iau bagajele altora în spate, nu te iau pe tine cu bagaj să te duc și pe tine în spate, va fi foarte interesant și s-ar putea să nu accepți lucrurile, să spui nu, nu, mersi și asta ar fi foarte bine. Deci, dacă vrei să dansezi cu profesioniștii, nu lua începătorii în calcul. Deci, nu mai accepta relații în care, nu știu, au probleme, nu sunt în regulă, sunt lucrurile incerte, fii puțin mai hotărât și mai determinat legat de asta. Capricorn, luna septembrie pentru Capricorn o să fie o lună în care Capricornul dă de pământ cu toate taburile și cu toate restricțiile și cu toate limitările și vei fi provocat să încerci lucruri noi. Dacă, de exemplu, dau doar un exemplu, ipotetic. Erai pe principiu, eu nu ies cu blonzi, never, niciodată. Eu nu vreau niciun iubit blond. Eu vreau numai bruneț cu șuvițe albastre și cu păr cărlionțat. Uite că o să vină luna septembrie și o să apară un blond care te dă peste cap. Deci dau doar un exemplu. Când aș vrea să intru un alt tip de exemplu, dar aș fi prost înțeles. Și în septembrie, lecția de bază a Capricornului este protejează-te, dar nu-ți mai pune atâtea întrebări și nu-ți mai fac atâtea procese de conștiință și nu mai lua moralitatea în brațe și doar trăiește. Fii
fix despre asta e vorba. Nici n-am ce să-ți spun mai mult. Este fix despre asta. Trăiește și lasă că se așează lucrurile. Nu-ți fă tu griji despre cum are planuri universul. Că universul știe foarte bine ce are de făcut cu tine. Deci este o lună în care Capricornul experimentează, revine la viață pentru că aveai nevoie de un boost, de o schimbare, de o transformare. Și e un moment perfect în care ai să sondezi alte dimensiuni ale ființei tale când vine vorba de dragoste. Și nu m-ar surprinde să aud că unii capricorni se înscriu la cursuri de tantra sau se, nu știu, se apucă de, să încerce lucruri noi sau vii cu idei în dormitor și partenerul tău spune, mamă, ce cool. Deci, taburile rămân la ușă în, și în relațiile de iubire și ce se întâmplă în cuplul tău. Și dacă ești un capricorn singur în căutarea unui partener, nu mai există reguli. Există doar instinct, instinctualitate și sexualitate. De ce spun asta? Saturn retrograd, conjunct nodul sud, conjunct Pluton retrograd, toate în casa 8-a, în trigon cu Venus și Marte și Soare. Ah, deci e întoarcere la origini, nu? Chiar vei experimenta și va fi grozavă luna asta. Hai să-ți amintești peste ani de poveștile pe care le faci acum, le trăiești acum. Vărsător. Vărsătorul vindecă, vărsătorul transformă, vărsătorul schimbă lucruri în viața sa, în relațiile sale. Și iubirea capătă o nouă conotație și o nouă dimensiune, pentru că intri pe zona de analiză. O analiză productivă și pozitivă. Ce pot clădi eu cu partenerul meu? Ce pot să fac eu pe termen lung? Ce plus valoare pot să aduc relații mele? Astfel încât să fim funcționali, astfel încât să facem lucrurile să meargă în direcția în care ne-am propus de la început. Sau dacă relația nu mai funcționează, vor fi întrebări de genul, de ce aș mai sta în povestea asta? La ce bun? Ce mai îmi trebuie? Ce doresc să experimentez? Este vorba despre a încerca lucruri noi, a face lucruri noi și a așeza, a face un nou set de reguli după care să te bazezi în cuplu, atât tu și partenerul tău. Tu nu ești prea tiranic, tu nu mergi pe varianta ca mine sau ca nimeni, dar într-adevăr, în cuplu și în relația ta, ai nevoie să aduci acest să avem un set de reguli după care să ne bazăm și să le respectăm amândoi. Deci pui multă ordine, iar vărsătorii singuri au marea șansă, deci chiar aveți șansă să întâlniți pe cineva prin intermediul familiei sau la serviciu. Deci o lună foarte bună. Pești. Deci te duci pe un teren minat cu riscul să te detonezi în orice secundă și o să-ți placă atât de mult încât o să alergi acolo printre mine ca un iepuraș, n-ai să te mai gândești la nimic. Vezi că intri pe o zonă periculoasă în dragoste dacă încerci o relație cu cineva la serviciu sau cu șefii tăi. Evident, în dragoste vorbesc, pentru că o să te frigi amarnic mai târziu. Acum, luna asta, nu gândești și dacă nu gândești, te lăsăm să experimentezi. Când ai intrat în vrie, nimeni nu te poate opri să experimentezi. Doar că intri în niște relații complicate, e ca și cum ai avea un magnet pentru ciudățenii sau pentru oameni complicați sau oameni cu bagaj în spate, oameni care nu și-au rezolvat încă problemele și intuiția nu te ajută prea mult acum. Poate te mai trezești pe la sfârșitul lunii, dar momentan tu vrei să fii terapeutul de serviciu a tuturor partenerilor tăi, da? Și atunci asta e, te lăsăm în pace. Doar că
Și în al 12-lea ceas, ține minte că alegerea de a avea o relație cu cineva la serviciu sau cu un șef al tău luna aceasta nu e deloc alegerea potrivită pentru tine. Și după 14 septembrie o să ai capacitatea să găsești resursele să spui stop joc unei relații care nu mai funcționa. Deci, noaptea minții, dar te distrezi bine noaptea aia, să alegi bezmetic și este ciocnești de pereți și ai să râzi în hohote și ai spui, mamă, ce trăiesc eu viața. E nevoie uneori și de asta, ca să înveți, ca să experimentezi, ai nevoie și de astfel de experiențe, nu? Deci, dacă nu te poți opri și nu te poți abține, măcar fă o lată cum trebuie. Dragii mei, acesta a fost horoscopul dragostei. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, contul de Instagram, noul cont este Good Life Vibes for You. Îl găsiți în descriere, jos în descriere. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să-mi susțineți activitatea. Pe curând!